Bună seara, vă spun tuturor, vă spun cu voioșie, bună seara, într-o zi de luni, Blue Monday, dar Blue Monday nu și pentru noi. De ce? Pentru că avem la dispoziție niște secrete care să ne ajute să rămânem voioși, chiar dacă statisticile spun că a treia luni din an este cea care e cu cea mai puțină stare de bine. Așa că, în seara aceasta, vorbim despre Blue Monday, ce înseamnă acest lucru, și despre produsele bunei dispoziții Forever. Hai să vedem ce e cu Blue Monday ăsta. Păi, este un concept care a apărut de curând, nu foarte de mult timp, în 2005, în timpul unei campanii de public relation a agenției de turism Sky Travel. Când, cu această ocazie, s-au pus descoperirile psihologului Cliff Arnold, care, ținând cont de mai mulți factori, a spus că a treia zi de luni din ianuarie ar fi cea mai sumbră a anului. Și s-a ținut cont aici de factorii meteorologici, pentru că, în general, în această zi suntem în plină iarnă și, de obicei, vremea era urâtă. Și Blue Monday de anul acesta a încurcat socotelile, pentru că a fost o zi plăcută. Apoi, factorii financiari, pentru că, de obicei, se cheltuie mai mult în decembrie și în ianuarie se cam intră, așa, cu bugetul mai la limită și atunci înseamnă îngrijorări. Mai sunt factorii emoționali care țin de faptul că te întorci la muncă, faptul că gata s-au terminat sărbătorile, faptul că ai petrecut mai mult timp cu cei dragi și acum trebuie să te focusezi înapoi pe activitate în detrimentul familiei. Toți acești factori emoționali și profesionali și financiari au dus la aceste studii și la aceste rezultate. Practic, este o zi asociată în general cu niveluri mai scăzute de motivație și cu sentimentul nevoii de a acționa mai puțin dezvoltat. Dar, calm și hai să iubim Blue Monday din fiecare an. De ce? Hai să vedem cum putem să transformăm cea mai deprimantă zi din an în cea mai tonică, dinamică și veselă, sau măcar să o extrapolăm într-o zi de lucru obișnuită. Și cum putem să facem acest lucru? Haideți să vedem care sunt factorii de care depinde starea de bine. Păi, avem partea fizică, dacă nu ne simțim bine, nici restul nu vin și nu ai parte de motivație și nu ai spor. Ai mental, ai emoțional, ai ambiental, ai profesional, ai social și toate acestea vin să-ți definească starea de bine. Nu doar dacă te simți fizic cum trebuie sau nu. Și hai să vedem cum putem să ne câștigăm starea de bine. Păi, în primul rând, starea fizică ți-o poți câștiga făcând un pic de mișcare. Un studiu al Universității din Columbia spune că adulții care merg de 4 ori la sală în fiecare săptămână au un flux de sânge mai activat la nivel cerebral și atunci normal că te simți mai bine, ai mai multe conexiuni neuronale. Mai multă mișcare în perioada iernii ajută circulația sângelui pentru a avea un tonus mai bun, o stare fizică și psihică mai bună, care să contracareze ceea ce a fost astăzi și anume Blue Monday. Apoi, odihna. De asemenea, cercetătorii spun că în timpul somnului creierul nostru, așa cum serverul lucrează, deși tu ai calculatorul închis, memoria se organizează în timpul somnului și atunci avem nevoie, ca să funcționăm foarte bine, de somn suficient. Și aici aș zice cel puțin 6-7 ore pe noapte și ca să putem să facem lucrurile cum trebuie, să ne păstrăm consecvent aceleași ore de culcare și de trezire pentru a beneficia de energie pe tot parcursul zilei și nu doar în Blue Monday.
Apoi, haideți să păstrăm un echilibru între muncă, relaxare și odihnă. Am vorbit despre cele minim 6, 7, 8 ore de somn, dar ce facem cu munca? Munca să fie plăcută, să nu fie o corvoadă, pentru că dacă nu faci ceea ce îți place, nu ai spor. De asemenea, să facem ceea ce se cheamă relaxare activă. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă să asculți o muzică bună, să citești o carte, să vezi poate un film bun. Toate aceste lucruri să te ajute să te îmbogățești emoțional, să te îmbogățești ca și om în fiecare secundă și ca și energie și ceea ce dobândești pentru a dărui mai departe. Pentru ambient, aici avem un ajutor destul de bun în ceea ce privește utilizarea uleiurilor esențiale și în funcție de ce nevoie avem ca și dispoziție, putem să venim cu aromaterapia cu produsele noastre. De exemplu, vrei să mai retrăiești un pic nostalgia sărbătorilor de iarnă, atunci poți să folosești Defense. Dacă vrei să ai mai multă energie și mai multă stare de bine și mai multă mobilizare, atunci poți să folosești peppermint, mentă sau lămâie. Iar dacă ai nevoie de momente de relaxare, atunci cu certitudine lavender, lavanda este cea care să te ajute. Apoi, haide să ne păstrăm buna dispoziție în mod constant. Și cum putem să o facem? Păi, să faci ce-ți place, să faci ce te amuză. Pe mine, de exemplu, mă amuză noua pisicuță pe care o avem și care este delicioasă. Găsește acel ceva care să te bine dispună, pentru că râsul este extrem de bun pentru a combate stresul. Chiar și anticiparea râsului scade stresul cu până la 70%, ceea ce înseamnă relaxare pentru corpul tău. Nu te mai uita atât de mult la televizor. Selectează ce anume vrei să vezi, nu sta mai mult de specialiștii spun 2 ore. Specialiștii. E clar că sunt oameni care stau și 3-4, măcar ore pe zi, măcar alege la ce anume să te uiți. Toți specialiștii spun că o oră de privit la televizor crește riscul de a căpăta Alzheimer cu 1,3%, deci mai bine nu. Citim, ne jucăm, ne dezvoltăm, facem alte lucruri, ne antrenăm creierul. Cum? Citind, scriind cu mâna. Scrisul cu mâna este extrem de important și mai ales acum când suntem la început de an și pentru că astăzi vorbim de Blue Monday, fixează-ți obiective pentru anul următor și scrie-le cu mâna ta, pentru că atunci când le scrii, creierul tău muncește altfel decât când le tastezi cu tastatura. De ce avem nevoie să ne antrenăm creierul? Pentru că, deși acesta reprezintă 2% din greutatea corpului nostru, consumă 20% din energia acestuia și acest 20% este doar pentru a-și menține funcționalitatea în repaus. De ce? Pentru că, și cu alte ocazii mai spuneam, creierul nostru este comandantul suprem. Și dacă avem creierul obosit, și restul organismului va avea de suferit. Să ne hidratăm corespunzător. Iarăși este un lucru foarte important, pentru că doar așa avem undeva cam între 75-80 până la 90% din corpul nostru este apă și avem nevoie să ne hidratăm, pentru că altfel organismul, în special creierul, nu funcționează corespunzător, iar consumul optim de lichide este 30 înmulțit cu greutatea corporală. De aici încolo putem să începem consumul de lichide. Consum de lichide care să se facă constant, stând cu cana lângă tine și bând în mod repetat din ea. Da, în seara aceasta nu am cocktailul meu obișnuit, de ce că sunt un pic așa, mă încerc un pic de guturai, cu strănut și cu, și aici am ceaiul. De ce? Pentru că este o bogăție de antioxidanți și nu îmi oferă doar hidratare obișnuită,
ce mi oferă și efect detoxifiant, susținător al imunității, calmant al duzei și eliberator al respirației, bun susținător al drenajului limfatic. Și atunci, mai ales acum iarna, este o alegere foarte bună. Apoi, este important să ne alimentăm corespunzător și am spus-o de multe ori că alimentația noastră trebuie să fie echilibrată cu proteine, cu glucide de bună calitate, cu grăsimi de bună calitate și cu, bineînțeles, cu vitamine și minerale și neapărat cu suplimente alimentare. De ce avem nevoie de aceste suplimente alimentare? Pentru că nu ne putem lua din alimentație tot ce avem nevoie. Și atunci avem nevoie de a ne aduce în plus elemente pe care, cu certitudine, alimentele din ziua de astăzi, oricât de bine am vrea să ne hrănim, nu mai putem realiza acest lucru. Ce sunt suplimentele alimentare? Că deja am citit așa cu coada ochiului o întrebare pusă acolo. Nu sunt medicamente, deși ele sunt condiționate sub formă de capsule, tablete și așa mai departe, să avem grijă. Că noi, cu suplimentele alimentare pe care le avem și care sunt absolut fantastice, ne ajută să ne completăm alimentația. Și ele sunt consumate sub forma unor programe de suplimente, programe pentru sănătate. Începem să le consumăm conform recomandărilor, începând cu doza zilnic recomandată și ne completăm fiecare în funcție de necesități, pentru că fiecare dintre noi este unic și fiecare dintre noi are nevoile sale. Și atunci, doza zilnic recomandată este practic momentul de la care putem să începem să ne alegem cantitatea și să ne alegem suplimentele de care avem nevoie. De exemplu, spuneam că în seara aceasta sunt așa un pic și trag de nas, asta a însemnat un pic mai mult absorben C, asta a însemnat un pic mai multă hidratare decât de obicei, asta a însemnat un pic mai mult imublent decât luam în mod obișnuit. De asemenea, să reținem că un rol extrem de important în starea noastră de sănătate, spuneam, vorbeam acum de creier. Acum vorbim un pic despre digestiv, despre tubul digestiv, despre aparatul digestiv. El este extrem de important pentru că nu realizează doar hrănirea întregului organism și absorbția nutrienților, chiar sintetizează o parte din nutrienții de care organismul nostru are nevoie, dar are rol important și în curățirea organismului și în susținerea sistemului imunitar. Peste 70% din sistemul imunitar este condensat la acest nivel, așa că aș spune că este foarte important să ne păstrăm sănătos tubul digestiv, pentru că fără sănătatea acestuia nu am obține niciunul dintre beneficiile alimentelor sau suplimentelor pe care le consumăm în fiecare zi. Și aș spune că cel mai bun aliment pe care îl putem aduce în plus față de ceea ce mâncăm obișnuit din frigider este gelul de aloe. De ce? Pentru că acesta ne ajută să ne păstrăm curat tubul digestiv, să ne ajută să păstrăm buna funcționalitate a tubului digestiv, pentru ca alimentele sau nutrienții pe care îi luăm din suplimente alimentare să fie corect asimilați. Și aș completa aici o zicală care spunea că suntem ceea ce mâncăm. Aș spune că suntem și ceea ce absorbim, nu doar ceea ce mâncăm. Și este foarte important să ne păstrăm sănătatea și curățenia tubului digestiv. Iar aloe, alături de efectul de a păstra curățenia tubului digestiv, vine concomitent și cu o multitudine de elemente nutritive. Practic, cu toate acele elemente nutritive de care organismul nostru are nevoie. Și acum, care este preferata ta din toate băuturile de aloe vera? De ce aloe? Pentru că este acel aliment care ne ajută să ne păstrăm starea noastră de bine, indiferent pe care optezi să îl consumi. Eu rămân în continuare fidelă gelului obișnuit galben
Și când și când mai consum Freedom, pentru că mă ajută să-mi păstrez suplimentar și sănătatea articulațiilor. Și practic oricare dintre ele ne ajută să ne păstrăm în armonie întreg organismul. Ba mai mult, în afară de gelul de aloe vera și eventual sucurile suplimentare pe care le avem, să reținem că unicul conservant este vitamina C și că la 143 de mililitri de gel de aloe deja ne luăm doza zilnic recomandată de vitamina C, care este cea mai importantă vitamină de care avem nevoie în corpul nostru și pe care nu putem decât din alimentație să o luăm. Să nu uităm că avem o bogăție de antioxidanți în Forever Constant Power și atunci când ești mai obosit, așa cum, sau mai depresat, așa cum ar fi trebuit să fie, dar bineînțeles nu a fost în acest Blue Monday, antioxidanții sunt cei care vin să aducă stare de bine, să vină cu energie și să ajute organismul să funcționeze mai bine. Ca și băutură energizantă, dacă nu ați consumat până acum FAB, Forever Active Boost, este un boost de energie, exact așa cum îi spune și numele, deci este o explozie de energie care se obține nu ca la o băutură energizantă obișnuită dintr-o cantitate mare de cafeină, ci dintr-un amestec de cafeină în cantitate foarte mică și guarana, iar apoi efectul de energie este obținut datorită plantelor pe care această băutură o conține și care ori de câte ori vă simțiți obosiți, vă simțiți mai puțin energizați, poate fi un ajutor fantastic. Așa că îți pun din nou întrebarea, care este preferata ta? V-am spus, ale mele preferate sunt gelul simplu, aloe vera gel și Freedom-ul. Și bineînțeles ceaiul, care aproape în fiecare zi face parte din partea de hidratare. Perechea perfectă însă este constituită de Argi Plus și de gelul de aloe vera. De ce Argi Plus alături de aloe vera? Și dacă spui că nu îmi permit financiar la momentul acesta să-mi iau niște suplimente, atunci minimum minimorum, dacă vrei să funcționezi la parametrii cât se poate de buni, atunci pe aceste două elemente aș spune că sunt absolut importante să le ai. Gelul de aloe care face curățenie la nivel intestinal și care te ajută să și ai o absorție digestivă eficientă, un sistem imunitar foarte bun. Argi Plus, care îți oferă circulație optimă la nivel celular și face ca vasele tale să funcționeze corespunzător, indiferent unde se află aceste vase. Iar aportul de nutrienți, surplusul de nutrienți de care ai nevoie, le găsim și în gelul de aloe vera, le găsim și în Argi Plus sub formă de vitamine și sub formă de antioxidanți. Spuneam că este extrem de important pentru economia organismului nostru și pentru starea noastră de bine să consumăm și să avem la nivel intestinal bacterii sănătoase. De ce? Pentru că atunci când avem floră microbiană echilibrată, funcțiile intestinale se pot realiza corespunzător, avem chiar producția acelor elemente, vitaminele K, acidul folic, vitamina B12, care sunt absolut necesare și repet acest lucru. De ce? Pentru că în fiecare zi primesc și aud tot felul de mituri legate de acidul folic și de vitamina B12. Acestea le produce inclusiv organismul nostru, sunt necesare bunei funcționare a organismului și chiar dacă organismul nostru, să spunem că ar fi încercat de anumite afecțiuni, pentru celulele sănătoase este nevoie de aceste vitamine și de aceea și organismul le produce când, dacă avem o floră microbiană intestinală bine echilibrată.
Și starea de bine este dependentă de o floră microbiană intestinală sănătoasă și echilibrată. Acest lucru se realizează datorită comunicării între intestine și sistemul nervos, care se realizează prin nervul vag. De asemenea, foarte mulți din neurotransmițătorii de care avem nevoie în organismul nostru se produc la nivel intestinal, cum ar fi serotonina, care contribuie la sentimentele de fericire și care contribuie la întreaga economie a organismului nostru, și de asemenea bacteriile intestinale echilibrate produc o serie de acizi biliari, de aminoacizi, care stau la baza producerii neurotransmițătorilor mai departe, așa că bacteriile benefice nu le luăm doar când luăm antibiotic, le luăm în fiecare zi, pentru că ele sunt cele care ne pot îmbunătăți inclusiv starea de spirit, nu mai vorbim doar de imunitate. Forever Active Pro B, cu cele 6 tipuri de bacterii sănătoase în cantitate de peste 8 miliarde, cu surplusul de zinc și cu fibrele sub formă de fructoligozaharide, contribuie la buna funcționare a aparatului digestiv și la o floră microbiană intestinală echilibrată, mai ales că acest Forever Active Pro B are și o formulă specială de încapsulare, astfel încât bacteriile să ajungă la destinație așa cum este nevoie. Forever Fiber, pentru cei care nu consumă suficient de multe fibre, sunt o opțiune foarte bună de fibre hidrosolubile, adică acele fibre care curăță blând și hrănesc blând flora microbiană intestinală, nu ca cele insolubile care să vină să rașcheteze intestinele, da? Verdețurile, cele 5 porții de legume și fructe sunt absolut necesare să le luăm în fiecare zi, și aici avem opțiunea Forever Super Greens cu cele 20 de legume și fructe cu antioxidanți din ceai verde, din licium. Și atenție, când vorbesc de ceai verde, că am vorbit și săptămâna trecută la TERM, când vorbesc de extractul de ceai verde, să ne înțelegem, nu este ceaiul ăla verde pe care îl bei din cană și care îți aduce anumite lucruri. Oricine poate să consume Forever Super Greens, chiar dacă conține ceai verde. Deci, iarăși, să demontăm aceste mituri sau aceste temeri în ceea ce privește consumul anumitor produse ale noastre. Ce mai avem aici? Avem spirulina, care este o sursă foarte bună de proteină, și de asemenea vitaminele C, E și magneziu, care vine pentru a desăvârși starea de bine într-un ansamblu foarte bun. Tot verdețuri și energie alături de acestea obținem și cu Fields of Greens. Aici avem minerale, avem vitamine și mineralul crom, magnezium, calciu, fier, care sunt importante pentru buna funcționare a organismului. Licium Plus, aici aș spune, aș puncta mai mult pe lemnul dulce, care vine să hrănească foarte bine la nivel cerebral celulele, și de exemplu, de exemplu, atâta timp cât a fost, nu mai aveam Ginkgo Plus și nu venise încă focusul la noi, să știți că liciumul mi-a fost de foarte mare ajutor pentru îmbunătățirea stării psihice și pentru buna hrănire a creierului. Vorbeam de porțiile de legume și fructe, le avem sub formă de Forever Daily sau Forever Kids. Vă rog să vă gândiți la ele ca la un coș mare de legume și fructe care vin să ne completeze buna alimentație. Vitamina C, am vorbit de ea, mai ales acum în această perioadă, când chiar și acum îmi vine un pic să strănut. Chiar am și făcut-o, așa, chiar avem nevoie de un surplus de vitamina C ca să ne păstrăm cu bine starea de sănătate. Forever Eye Vision
Eu, să știți că îl însoțesc destul de mult în programele de suplimente pe care le ofer oamenilor pentru starea de bine. Veți spune, da, dar Forever Eye Vision este un supliment pe care îl avem pentru ochi. Da, îl avem pentru ochi, dar revenim și arătăm aici compoziția lui, vitamina A, vitamina E, vitamina C, beta-caroten, antioxidanți, zinc, zeaxantină, sunt elemente foarte importante pe care le putem consuma, nu doar țintind sănătatea ochilor, ci țintind întreaga sănătatea organismului. Antioxidanți, protecție antioxidantă, bună funcționare a glandelor endocrine, a glandelor sexuale, bună stare a inimii, a mucoaselor, a danturii, a sistemului osos, a pielii, a părului și de aceea eu folosesc destul de mult Forever Eye Vision. Arctic Sea, Forever Arctic Sea este extrem de important pentru sănătatea noastră. Știți că era înainte nicio masă fără pește. E, hai să fim serioși, câți dintre noi mâncăm măcar o dată pe săptămână pește? De ce? Pentru că avem nevoie de omega-3. Omega-3 este cel care reglează procesele inflamatorii în corpul nostru și mai ales iarna, când poți să încerci tot felul de mici accidente care pot fi însoțite de inflamații, cum ar fi, știu și eu, la săi niuși, la schi, atunci omega-3-ul ajută în ceea ce privește gestionarea bună a stării de inflamație în corpul nostru. Practic, acesta este rolul Arctic Sea-ului și de asemenea ajută în hrănirea creierului și, de exemplu, deficitul de acid graș omega-3 este însoțit de oboseală, de stare de slăbiciune și de ceea ce am fi putut experimenta într-o zi de Blue Monday. Produsele apicole, vă rog să căutați seminarul pe care l-am ținut anul trecut destul de detaliat despre produsele apicole și veți înțelege din nou de ce întotdeauna nu se poate să nu le trec în prezentările noastre și nu se poate să nu le trec în dieta noastră. Pentru că ele sunt extrem de importante, de exemplu în perioada aceasta de toamnă, iarnă, că acum vedeți afară, nici nu știți ce mai este, nici că e toamnă, nici că e primăvară. Royal jelly, polenul, propolisul sunt elemente nutritive foarte bune, iar pentru a-ți îndulci ceea ce ai nevoie, Forever Bee Honey este o alegere cu mult mai sănătoasă. Forever Focus este focusul tău pentru starea de bine mentală. Și nu întâmplător, luna aceasta este produsul lunii. Este produsul lunii din două considerente. Unul, pentru că te va ajuta să te focusezi pe obiectivele tale și să pornești în forță de la început de an și să-ți și menții focusul mai departe. Al doilea motiv este cel legat de astăzi, care spuneam că poți întâmpina provocări care ulterior să te poată demotiva. Focus vine să te mențină pe linia de plutire cu un ansamblu de elemente nutritive absolut fantastice. Vă mărturisesc că de câte ori citesc despre focusul nostru, sunt din ce în ce mai îndrăgostită de el, nu doar pentru efectele pe care deja am început să le simt pe pielea mea, ci am o mult mai mare claritate în cap de când folosesc focus. Am încetat să mai fie așa o oarecare gălăgie în ceea ce privește ideile, lucrurile se pun altfel în ordine. De ce? Pentru că toate elementele nutritive pe care le avem în focus vin să te ajute ca neuronii tăi să funcționeze mai bine, sinapsele tale să fie mai eficiente și de aceea produsul acesta este absolut fantastic. Te ajută să rămâi mai concentrat, îți sporește concentrarea, susține energia creierului, protejează în mod natural împotriva efectelor stresului, te ajută să te menții în formă și să fii productiv și dacă ești în formă la creier, ești în formă și fizic, contribuie la menținerea performanței mentale optime,
și favorizează concentrarea, energia, claritatea mentală, vigilența și memoria. Dacă ai o zi cu mai multă agitație și dacă ești în Blue Monday, transformă-ți povestea într-o poveste roz, așa ca accesoriile mele din seara aceasta, sau ca o culoare portocalie, pentru că portocaliul este așa o culoare vie. Cum poți să faci acest lucru? Păi relaxează-te, îți poți face spa la tine acasă, poți să îți îngrijești corpul, chiar și doar utilizând Aloe Liquid Soap, care este un săpun absolut fantastic. Aș vrea să pun un pic focus pe el, pentru că mie îmi place foarte mult, îl folosesc de când s-a lansat și este extrem de spornic. Este extrem de hidratant, este extrem de concentrat. Chiar cineva a venit la mine în vizită, l-a folosit și a văzut că în jurul pompiței am pus un manșon, astfel încât să se livreze o cantitate cât o bobiță de săpun. Și a zis, păi da, de ce nu îl diluiesc? Nu, îmi place așa concentrat. Lasă-l exact așa cum e. Ce mai poți să folosești pentru corpul tău? Aloe Body Wash și Aloe Body Lotion. Aloe Body Wash are un parfum magnific, păstrează parfumul de amestec și preponderent de lavandă pe care îl aveam în Aroma Spa Collection, iar Aloe Body cu mirosul fructat îți oferă o stare de bine. Bineînțeles, Aloe Scrub, atenție, Aloe Scrub îl poți folosi din cap până în picioare și zic bine din cap până în picioare, pentru că îl poți folosi, știu și eu, dacă ai depuneri pe scalp, îl poți folosi cu vârful degetelor să ți-l masezi scalpul, poți să-l folosești pentru ten, poți să-l folosești pentru corp, peste tot unde pielea ta are nevoie de exfoliere. Poți să-ți continui mai departe partida de spa cu aloe jojoba shampoo și aloe jojoba condiționer. Părul ți-l poți realiza mult mai sănătos și mult mai frumos. Deci eu în mod constant stylingul mi-l fac numai cu aloe vera jelly, vârfurile mi le hidratez cu alfa e-factor și sănătatea scalpului și a vârfurilor o păstrez în mod constant cu aloe first. Mâinile ți le poți îngriji, cum spuneam, cu aloe scrub din cap până în picioare și mâinile tale au nevoie de exfoliere. De foarte multe ori spuneam atunci când vorbeam de produsele cosmetice și de partea de înfrumusețare că avem câteva locuri importante pe care, după o anumită vârstă, mai ales să le îngrijim în mod special. Și spuneam de decolteu, spuneam de inserția urechii cu maxilarum și de mâini. Aici se vede vârsta mai repede decât cea din buletin și decât cea pe care poate ne-o dorim. Apoi, bineînțeles, poți să-ți îngrijești tenul și aici poți să folosești, bineînțeles, nu se poate să nu faci o exfoliere, deci vorbim iar de aloe scrub sau dacă tenul tău este matur și are nevoie și de un pic de un surplus de exfoliere biochimică, ca să zic așa, sub formă de peeling, atunci folosește smoothing exfoliator. După care poți pune oricare din măștile noastre preferate. Și să știți că eu personal, lunea este ziua mea de spa, paradoxal, da? Deci lunea, de ce? Pentru că îmi place să intru relaxată și frumoasă ca să mă întâlnesc cu voi. Și folosesc într-o săptămână mask powder, într-o săptămână masca bioceluzică, sunt preferatele mele. Mask powder o poți folosi fie utilizând aloie activator, fie o poți folosi mierea. Poți să folosești mierea sau chiar și first poți să folosești. Pot apărea și o situație în care prin activarea circulației să apară un pic de roșață, dacă nu mănâncă, dacă nu apare vreo erupție ceva, să nu vă speriați de această înroșire, pentru că de fapt înseamnă activarea circulației. Deci eu sunt îndrăgostită de mask powder, mi-a lipsit foarte mult, abia am așteptat-o, este și o mască de lifting, și o mască de curățire, și o mască de hidratare,
hidratare foarte bună, pe care o alternez cu răsfățul suprem și anume masca aloie bioceluloză. Celulozică. Poți să-ți continui mai departe îngrijirea cu oricare din gamele noastre pentru tenul matur și sensibil, gama Infinite by Forever, apoi pentru tenul mixt, care este cea mai frecventă tipologie de ten, Sonia Daily Skincare Kit, sau Targeted Skincare, cea care împletește foarte bine celelalte trei game, produsele celelalte pe care le mai avem de îngrijire cosmetică, astfel încât să îți poți prepara propriul răsfăț acasă, personalizat, în funcție de necesități, de nevoi și de ceea ce îți dorești în momentul respectiv să obții. Dar ca să poți combate o zi de Blue Monday foarte bine, ai nevoie de starea de bine financiară. Și starea de bine financiară o poți obține datorită business-ului nostru. Și să nu uităm că acest business îți poate crea oricând planul B și de multe ori, mai ales acum, în toată nebunia aceasta, vă rog să mă credeți că m-am gândit, ce ar fi fost dacă nu ar fi fost Forever în viața mea? Ce ar fi fost? Ar fi fost jale. Ar fi fost în, poate în lumea farmaceutică, unde oricum nu mai mă regăseam de mult, sau poate în sistemul actual de sănătate, care săracul de el șchioapătă și vedem cu toții câte provocări există. Fiecare dintre voi, vă rog să vă gândiți cât este de important să plătiți prețul pentru a trece fiecare treaptă din planul de marketing și a obține fiecare victorie ajutându-i pe ceilalți. Și gândiți-vă că fiecare om de pe pământul acesta merită o viață mai bună, măcar și făcând sau doar consumând, făcând doar o bucățică din business-ul nostru sau doar consumând produsele noastre. Gândiți-vă la acest lucru ca la o datorie importantă. Așa că depinde de tine să schimbi sfârșitul poveștii dintr-o zi de Blue Monday. Începe ziua cu recunoștință pentru ziua de ieri și pentru lucrurile bine făcute și pentru lucrurile bune pe care vrei să le faci în ziua în curs. Fă gimnastica de înviorare, n-ai timp să faci sport coate, măcar câteva mișcări care să-ți activeze bine circulația, este absolut important să le faci măcar în drum spre toaletă sau spre bucătărie ca să-ți iei cafeaua. Dacă nu ai starea potrivită, aplică metode de a o construi să fie potrivită. Citește ceva care să-ți facă plăcere. Ia-ți un pic de timp pentru tine. Ascultă o muzică care să te relaxeze sau care să te mobilizeze. Joacă-te cu animalul tău de companie. Uită-te la un desen animat sau un film bun. Lasă-l încolo de televizor și caută doar lucrurile pozitive. Verifică agenda și prioritizează-ți acțiunile. Și ai grijă ca acțiunile urgente să fie și importante și ai grijă ca acele acțiuni și lucruri importante din viața ta să nu devină la un anumit moment urgente, urgente, așa cum ar fi cele legate de sănătatea noastră. Doar acțiunile tale și nu ale altora, doar acestea pot schimba sfârșitul poveștilor tale și poți să faci dintr-un Blue Monday într-o zi awesome, într-o zi fantastică. Mulțumesc și cred că v-am convins că putem să schimbăm chiar și o zi care statisticienii ar spune că ar fi o zi sumbră, cea mai neplăcută zi din an, o putem face să devină una fantastică. Mulțumesc! O să trecem la secțiunea de întrebări, dar nu înainte de a vă trece eu din nou rugămintea și vă rog frumos, numai cei care îmi scrie întrebările exact cum vă rog eu, vă voi putea răspunde. Deci vă rog, citiți cu atenție în ce v-am transmis eu ca mesaj acum pentru a vă putea răspunde corect la întrebări.